Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Sanador. TVR Internațional promovează România de 20 de ani. Fă-o și tu. Trimite-ne fotografii cu tine, îmbrăcat în cămașa tradițională românească. Spune-ne ce înseamnă România pentru tine și intră în concurs. Până pe 19 iunie, așteptăm fotografiile tale pe adresa de Facebook a TVR Internațional. Detalii pe tvri.tvr.ro. Bun găsit, români de pretutindeni, la o nouă ediție a emisiunii Un Doctor pentru Dumneavoastră. Pentru că suntem români și pentru că mai sunt mai puțin de 10 zile până la Ziua Internațională a ei, vă reamintim că încă vă puteți înscrie în concursul nostru. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne răspundeți printr-un comentariu pe pagina noastră de Facebook cu ce înseamnă România pentru dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, să ne postați și o fotografie cu dumneavoastră purtând ia tradițională românească. Puteți câștiga 3 ii lucrate manual oferite de sponsorul nostru, dar și obiecte promoționale cu prezentatorii TVR Internațional. Câștigătorii vor fi aleși pe 20 iunie prin tragere la sorți și vor fi anunțați în cadrul emisiunii Corespondent TVRI de joi 23 iunie de la ora 21:30, ora României. Și pentru că suntem la Un Doctor pentru dumneavoastră, pentru că și astăzi am pregătit o temă de interes pentru dumneavoastră, nu facem altceva decât să vorbim despre inima noastră. Și asta tocmai pentru că, din păcate, atacul de cord și accidentul vascular cerebral reprezintă principalele cauze de deces în România și au o pondere majoră și în întreaga lume. Însă, ceea ce puțini cunosc este faptul că un pacient cu infarct are șanse majore de a fi salvat și de a se recupera în întregime dacă ajunge la spital în primele 4-6 ore de la debut. Vorbim astăzi despre infarctul miocardic și despre complicațiile acestuia cu invitații noștri, doamna dr. Daniela Popescu, medic primar cardiologie, cercetător științific principal grad 3, competențe în ecografie cardiacă, ecocardiografie transesofagiană și domnul doctor conferențiar dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară, membru corespondent al Academiei de Științe Medicale, șef departament de chirurgie cardiovasculară în cadrul celui mai mare spital privat multidisciplinar din țară. Bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara. Bună seara, mulțumim și noi pentru invitație. Este o temă dureroasă și la propriu și la figurat. Vorbim despre una dintre cauzele, așa cum spuneam în prezentarea inițială, una dintre cauzele de deces cu o pondere extrem de importantă în România. România se află pe primele locuri în clasamentul bolilor cardiovasculare. Știm cu toții asta, din păcate. În primul și în primul rând, care ar fi factorii care generează boli cardiovasculare? Pentru că din sfera lor, în sfera lor se încadrează și infarctul miocardic. Boala cardiacă ischemică și infarctul miocardic acut ca și etapă finală de evoluție a acestei boli reprezintă într-adevăr cauza majoră de deces pentru populațiile nu numai din România, ci și din Europa, din Statele Unite, aș putea spune pe întreg globul. Este o boală extrem de severă, cu impact pe populație, pe sănătatea populației. Alături de bolile oncologice am putea spune că decimează populația globului. De ce suferim de această boală? Este o multitudine de factori care ne afectează în evoluția noastră ca oameni. Este o boală care nu afectează doar vârsta de peste 60 de ani. Este o boală care a început să afecteze vârste din ce în ce mai tinere, sub
50 de ani, sub 40 de ani. Este o boală pe care o putem purta asupra noastră fără să știm, sau o boală pe care o putem duce mulți ani de zile, suferind în timp de cardiopatie ischemică și într-un final să apară această etapă finală care se numește infarctul acut de miocard. Există vreun aspect genetic în boala cardiovasculară? Poate fi considerată o moștenire cu ghilimele de familie? Da, sigur. Există o componentă genetică întotdeauna. Când te afli în fața unui bolnav, îl întreb despre antecedentele familiale pe care le are. Este o componentă importantă, mai ales când te afli în fața unui bolnav în care încerci să ghicești dacă are această boală sau nu, având în vedere că simptomele pe care ți le prezintă nu întotdeauna sunt cele tipice de cardiopatie ischemică, mai ales la oamenii tineri. Dar bineînțeles există și alți factori pe care îi cumulăm în cursul vieții noastre și care țin de stilul nostru de viață, de modul nostru de a trăi, de modul nostru de a munci. Este legat de stres, este legat de muncă multă, este legat de boli metabolice pe care le descoperim uneori în mod întâmplător, alteori prin controle regulate, cum ar fi diabetul zaharat, de boli pe care le căpătăm în cursul vieții și nu întotdeauna apar la vârste înaintate, cum ar fi hipertensiunea arterială, care este o boală care poate apare de la vârste tinere, mai ales în condițiile stresului cotidian, colesterolul crescut, această dislipidemie care se poate instala de la vârste foarte tinere, uneori chiar și copiii poartă dislipidemii sau oamenii tineri pe care nu le tratează și continuă să le poarte ca și factor de risc. Și cu siguranță este un cumul care ajunge la un moment dat să aibă drept consecință o boală cardiovasculară. Da, este un cumul de factori pe care unii dintre noi suntem suficient de atenți să începem să-i măsurăm, să începem să fim atenți la ei, uneori împinși de necesități, alteori împinși de propria noastră dorință de a ne proteja. Toți acești factori de risc duc într-un final, în funcție și de genetica noastră și de ceea ce ni se întâmplă în ziua de cotidian, la apariția acestor severități de boală, cum ar fi infarctul acut de miocard. Este un eveniment acut, este un eveniment dramatic pe care nu îl doresc în viața nimănui. Este un eveniment care schimbă viața unui om în totalitate din momentul apariției, pentru că implică un dezastru în starea de sănătate, implică o schimbare totală a stilului de viață, asta în cazul în care supraviețuiește acestui eveniment. Implică o legătură în continuu cu medicii, cu cardiologii. Fiind o boală de mare actualitate și noi trăind într-o epocă modernă, putem să ne lăudăm că, din punct de vedere al cardiologiei și al abordului asupra acestei boli, ne situăm într-o societate modernă care beneficiază de multiple posibilități de investigație și de tratament pentru această boală. M-aș opri la un aspect pe care dumneavoastră l-ați menționat, faptul că vârsta celor care suferă de afecțiuni cardiovasculare este într-o continuă scădere. De ce credeți că se întâmplă, domnul doctor, acest lucru? Nu știu dacă e chiar așa, aș putea să fac o completare aici, că într-adevăr întâlnim forme de cardiopatie ischemică la vârste tinere, dar totuși boala caracterizează vârstele avansate și media de viață crește permanent, iar oamenii care se confruntă, cu care ne întâlnim, sunt în ce în ce mai bătrâni, pentru că oamenii trăiesc în ce în ce mai mulți. Acesta este un lucru bun. Da, acesta este un lucru bun. Totuși, în ciuda acestui fapt, în ciuda faptului că durata medie de viață crește, incidența bolii la vârste atipice tinere crește și ea. Asta pentru că modul nostru de viață s-a modificat. Modul nostru de viață devine cumva nociv din anumite puncte de vedere și factorii ăștia de risc de care vorbea doamna doctor, care nu sunt neapărat genetici, care sunt determinați și sunt controlabili de către noi înșine, de către pacienți,
capătă o importanță foarte mare. Deci, incidența fumatului, incidența diabetului, care se întâmplă continuă, creștere în populație, fără să știm foarte bine de ce. Și implicit trimiteți o săgeată către alimentație. Deci, obiceiurile alimentare, sedentarismul, modul de viață, tipul de personalitate activ, dinamic, stresant și așa mai departe. Asta face ca boala să fie întâlnită la diverse vârste, de în ce în ce mai tinere. Totuși, prevalența bolii este spre partea a doua a vieții sau chiar spre partea a treia a vieții. Boala cardiacă ischemică e boala secolului 20, să spunea, devine și boala secolului 21, pentru că caracterizează civilizația. Caracterizează modul de viață modern și are impact foarte mare asupra populației active, care sunt implicați social, economic, trăiesc în plin și sunt ca atare supuși acestor factori de risc de care vorbeam. Stresul, până la urmă, este un factor pe care nu îl putem evita, îl avem în viața noastră. Deci, stresul face parte din factorii controlabili. Ceea ce nu putem controla este zesta cu care ne naștem. Este ceea ce pun părinții noștri în noi când ne concep. Aia nu putem controla. Dar stresul, modul de viață, putem să-l controlăm. Putem schimba profesia, de exemplu. Dacă suntem jurnalist sportiv și facem infart, putem să ne facem jurnalist de muzică simfonică și atunci asigur că ne protejăm față de agresiunea mediului sau față de stres. Deci elementele care țin de alimentație, care țin de comportament, care țin de viață cotidiană, care țin de profesie, în principiu se consideră controlabile. Totuși, ați modifica profesia la o anumită vârstă, pare că este în sine un element de foarte mare stres. Și aici medicul cardiolog trebuie să aleagă dacă recomandă pacientului să schimbe profesia și să devină stresat în cauza asta, sau dacă recomandă să își continue aceeași profesie, că totuși este modul în care se simte cel mai bine. Dar în ce măsură sunt conștienți, nici nu știu dacă să le spun pacienți, pentru că pacienții implică deja faptul că au ajuns la dumneavoastră și că deja au o anumită problemă de sănătate. În ce măsură sunt conștienți indivizii că duc un stil de viață stresant și că ar trebui cumva să pună frână stilului pe care l-au înainte să ajungă pacienții dumneavoastră? Nu știu dacă sunt conștienți că duc un stil de viață, dar nu neapărat stresant. Nu aș vrea să mă opresc să ne oprim la această noțiune. Un stil de viață nesănătos, pentru că sunt mai mulți parametri. Este mult mai corect. Ei se asociază în general, deci cei care au acest tip de personalitate mai dinamică, mai activă, la ritm mai înalt, de obicei sunt și supraalimentează, de obicei sunt și sedentari, de obicei sunt fumători și așa mai departe. Deci cei care duc un stil de viață nesănătos. Acum, pe măsură ce difuzia în media a recomandărilor de sănătate a devenit o realitate cotidiană, cum e și emisiunea asta la care participăm astăzi, e greu de crezut că oamenii nu sunt destul de la curent cu ceea ce se întâmplă cu viața lor sau sunt din ce în ce mai la curent. Totuși, există un miraj al sănătății permanente pe care îl experimentăm toți, mai ales când suntem tineri. Pare că boala, suferința, accidentul în general caracterizează pe altcineva și nu pe noi înșine. Sau pare că este ceva cu care ne vom întâlni foarte târziu. Tocmai de aceasta vă și întrebam. Pentru că Totul se inversează în momentul în care ne întâlnim cu acest accident și în mod inevitabil, așa cum la un moment dat intersectăm și moartea, intersectăm și boala după parcursul vieții noastre. Atunci se reconsideră. Atunci ne dăm seama că trăim nesănătos, atunci ne dăm seama că merită să investim în sănătatea noastră. Dar deseori e un pic prea târziu. Acest lucru vreau să-l subliniez, pentru că e foarte important să-ți schimbi stilul de viață. Întrebarea este când faci lucrul acesta, pentru că dacă îl faci după ce ai suferit deja un infarct, este obligatoriu. Dacă îmi permiteți. Deci există între noi oameni care muncim mult, constatăm că ducem o viață nesănătoasă, începem să avem oarecare simptome. Vedem că în jurul nostru există colegi, prieteni care cad, mor, brusc, subit. Atunci încep să se ridice niște semne de întrebare. Atunci începem să ne rememorăm lucrurile pe care le-am găsit, le-am simțit. Și atunci încep să se adreseze medicilor, cardiologi, pentru consulturi. Și acesta este un lucru bun, pentru că până când nu ai o discuție cu un specialist în care să spui exact ce simți, să spui exact ce ai, da? Să-i spui exact modul în care trăiești, modul în care mănânci,
modul în care fumezi, modul în care bei, ce probleme de sănătate ai în antecedente, până când acel om nu te evaluează din punct de vedere clinic, din punct de vedere al specialității lui cardiologice. Nu poți să știi dacă ai ceva sau nu ai ceva sau dacă trebuie să schimbi ceva în modul tău de viață sau nu. În urma acestui consult, mulți dintre ei nu pot să zic că sunt chiar în afara bolii cardiace și atunci încerci să ai o discuție în care să încerci să vezi ce anume din traiul lor, ce anume din factorii lor de risc poți să-i reduci. Pentru că nu poți să te apuci acum să le spui unui om nu mai e voie să mănânci, nu mai e voie să fumezi, nu mai e voie să bei, o iei la fugă pe stradă și atunci el o să te și asculte, mai ales dacă este vorba între un om de 40-50 de ani. Lucrurile astea trebuie discutate cu foarte mult tact, trebuie luat fiecare lucru în parte, trebuie văzut ce este mai important și să începem treptat, câștigându-i încrederea, să încercăm să diminuăm acești factori de risc, să vedem ce este mai periculos pentru el în primul moment și să-l determinăm să vină la controle și să-l urmărim. Pentru că este un lucru important urmărirea unui asemenea pacient care ți se adresează. Vă propun să ne oprim pentru câteva clipe aici. Avem un prim telefon, domnul Sorin Cârțu din Germania. Alo, bună seara! Alo, bună seara, să rămână. Am și o întrebare pentru doamna doctor, domnul doctor. Vă ascultăm! Am 35 de ani, eu nu mai fumez, nu beau, vorba am fumat acum 15 ani în urmă. Așa, eu și aseară chiar am câteodată palpitații așa la inimă, mă ia. În fine, după aia, aseară ca un, nu știu, simt eu aici în partea stângă sus, ca un sifon așa, stă că stă, după aia vasul dintr-o dată de sânge just tare, mă sperie. Așa, în fine, după aia îmi revin. Eu m-am găsit aici în Germania, eu n-am fost pentru ei, am fost pentru cu colon. M-am găsit cu o infecție pe colon, în fine, cu o colită. Eu zic să nu fie și de la asta, de la lipsa de calciu, de la... și gâtul cu totul, vreau să vă zic, de la gât, partea inimii de sus, tot îmi pocnește câteodată așa și rămân și mă sper. Și pe aia mai am metode, iar mă iau palpitații, iar mă ce cu mine. Da, cred că în afară de a avea un asemenea consult pe care l-ați avut pe parte gastroenterologică, ar trebui să aveți și un consult pe parte cardiologică și să fiți evaluat pe o electrocardiogramă, să fiți evaluat ecocardiografic, să vedem dacă aveți o inimă normală cu o funcție normală. Chiar dacă aveți 35 de ani, faptul că aveți aceste palpitații pot fi niște aritmii care pot fi fie simple, fie pot degenera în altceva. Aceste aritmii pot fi prinse fie pe electrocardiogramele normale, fie puteți face o monitorizare Holter de 24 de ore la medicul cardiolog. Dar în orice caz ar fi bine de făcut o evaluare cardiologică a dumneavoastră, pentru că în principiu la oamenii tineri aritmiile nu sunt de neglijat. Întotdeauna e posibil să existe o cauză, fie că aveți un deficit de minerale, fie că aveți o altă problemă de sănătate legată de inimă, poate sunteți hipertensiv și nu știți, poate aveți o altă problemă legată de o valvă și nu știți la inimă. Deci trebuie să vă fiți un pic evaluat de un cardiolog și să vadă exact dacă totuși este o aritmie benignă care va apare din când în când pe un fond de stres sau este și o altă problemă organică legată de inima dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult! Vreau să mai vă întreb un minut, dacă se poate. Eu la urmă, mi-am făcut prima dată, când m-am dus la urgentă, mi-am făcut o de-asta la inimă, în fine, și nu mi-a zis nimica. Și o femeie de care m-a dus sus, am uitat cu niciun infermier, îmi spune, dar nu s-a zis la urgență că tu ai un suflu? Ai un suflu, mi-a zis. Da. Ce e ăla? Deci exact ceea ce v-am spus, ascultându-vă inima, a descoperit că aveți un zgomot anormal la nivelul inimii. Acest suflu poate să fie o problemă legată de una dintre valvele dumneavoastră sau poate că aveți o malformație la nivelul inimii de care nu știți. Deci trebuie să fiți evaluat într-un mod corect de cardiolog, făcând în primul rând o ecocardiografie. Deci să fie văzută inima dumneavoastră la un televizor cu funcția ei, cu mișcarea ei, cu toată structura ei anatomică, dacă este normală sau nu. Da? Da, da, bun, să rămână. O să mă duc aici în Germania și o să fac zilele astea. Vă mulțumim mult pentru telefon. Mai avem o telespectatoare din Italia, doamna Aurora Scripcaru. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vreau să... Rugămintea mea este dacă puteți să închideți sonorul televizorului și să ne ascultăm doar în telefon. Da, bună seara!
Doamna, am și eu o întrebare la domnul doctor. La domnul doctor sau la doamna doctoră. Eu sunt din Italia. Deci am o problemă care mă zbat cu ea de 6 luni de zile. Am făcut aici toate problemele și nu-mi dă de leac. Deci am niște sunete în urechi. Sunete în urechi. Am făcut radiografie. Am făcut rezonanță magnetică. Am făcut ecodoppler. Am făcut TAC. Am făcut tot ce e posibil. Am făcut la ureche. Pentru mi-a zis că n-am otită, n-am nimica, n-am tapi, n-am nimica. Deci totul este normal. Ce pot să fac? Îmi dați și mie o explicație. Deci de la inimă, de unde vine sunetele astea la ureche? Da, un consultor le ați făcut? La ureche, da, am făcut, da. Mi-a zis că n-am otită, n-am nimica. Amețit sau aveți tulburări de echilibru? Da, da, doamnă, da, amețit, doamna doctoră. Și am sunetele astea care nu se opresc, deci de 6 luni. Din luna lui ianuarie am avut o disturbare în casă, am avut o problemă în casă cu soțul că l-a dat afară de la muncă și m-am stresat foarte mult. Și din luna lui ianuarie sunetele astea nu se mai opresc nici ziua, nici noapte. Și am făcut rezonanță magnetică, toate posibil. Și mi-a ieșit normal. Ecodoppler, tot, am făcut și mi-a ieșit normal. Iar din punct de vedere cardiac, sunteți normotensiv, adică aveți tensiune normală. Deci când am 130, deci că cu tensiunea, că este mică, că este mare, dar mare, nu? Deci sunetele nu opresc, nici ziua, nici noapte. Alții mi-au spus că de la inimă, alții spune de la... Nici nu știu la ce medic pot să mă duc pentru sunetele astea. Puteți să-mi dați dumneavoastră? Cred că la un medic neurolog trebuie să vă vadă. La un neurolog? Da. Am fost doamna doctoră, la un neurolog aici în Italia și am făcut rezonanță magnetică și mi-a ieșit normal. Normal. Și am dus rezultatul la el și mi-a spus că dacă este normal, eu n-am ce să fac. Ce vârstă aveți? Mi-a spus că este boala asta, se cheamă acufen. Ce vârstă acufen aveți? Am 49. Mulți înainte. 49. Zgomotele le aveți pe ambele urechi? Pe amândouă urechi. Când se mută la urechea asta, l-am tăcând la asta, la amândouă. Deci se mută, nu sunt în același timp. Nu se oprește nici ziua, nici noaptea. Merge în continuu. Deci dumneavoastră puteți să mă dați ce pot să fac, unde pot să merg. Da, părerea mea este că dacă nu sunteți o persoană care să aveți tensiune mare, nu sunteți de cardiologie ca patologie. Da. Probabil că tot la ORL trebuie să fiți căutată. La ORL. Da. Vă mulțumim mult pentru telefon. Mai avem pe cineva pe fir, pe doamna Maria din Italia. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Aș vrea și o întrebare. Am avut o carență foarte mare și de 3, aveam de 3-5 și mi s-a dat o doză enormă de 3. Deci am luat 300 de mii pe 14 martie, după 7 zile încă 300 de mii și după aia la fiecare 15 zile am luat câte 50 de mii de unități de 3. De prima dată, dar nu mi-am dat seama, e ce am făcut tahicardie, tensiuni mare, eu fiind mereu având tensiunea 10-11, am ajuns la urgență, mi-a spus că nu e nimic de la inimă și de atunci mereu am probleme cu inima. Vreau să vă întreb dacă cumva cantitatea asta mare de D3 mi-a afectat inima, spunând că acum, deci pe 3 iunie am refăcut analizele și D3-ul de la 5 a ajuns la 65 și calcemia la 10,2. Deci am avut și cianoz mâinile, cianotice, dureri de oase, dureri articulare, tahicardie, deci am niște simptome foarte ciudate și nu știu ce să fac, nu știu. Cred că ar trebui să opriți vitamina D3. Am oprit. Da? Am oprit-o, și să aveți un control de rinichi, da? Da. Este posibil să aveți o problemă renală
declanșată de acest exces de vitamina D, da? Și de această hipercalcemie. Deci să faceți un control renal, da? Creatinemia era în limite, am făcut și creatinemia. Nu, trebuie să vă controlați rinichii ecografic, da? Și ca funcție nu numai creatinina, da? Da, da, da. Dar am probleme cu inima, deci săptămâna trecută m-am îndinesit în jurul gurii și limba era neagră. Destul un pic de emoții și inima o ia razna, care eu înainte nu aveam palpitații, nu aveam probleme, niciodată n-am avut probleme cu tensiunea, să mi se ridice. Asta trebuie să o discutați cu cardiologul care vă vede, da? Pentru că este posibil ca un dezechilibru renal să vă ducă și la acest dezechilibru de tensiune. Vă mulțumim. Da, mulțumesc, bună vă mulțumim pentru telefon și le reamintim tuturor celor care ne urmăresc că până la finalul emisiunii noastre pot să ne trimită întrebările pe care le au pentru a le adresa domnilor doctori și pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/undoctorpentrudumneavoastră. Încercăm să răspundem tuturor celor care ne scriu. Ne întoarcem la discuția noastră pentru că, iată, sunt foarte mulți cei care au cu adevărat probleme și implicit încercăm să oferim cât mai multe informații. Dacă revenim la simptomatologia infarctului, ce ar trebui să aibă un pacient în vedere? În primul rând, momentul apariției unui infarct, nu întotdeauna există o durere tipică. Asta e de știut. Durerea tipică este o durere extrem de puternică în piept, ca o strânsoare, ca o gheară. Există tulburări de respirație, omul respiră greu, transpiră abundent, devine anxios. Aceasta este durerea tipică de infarct. Durerea poate iradia în mandibulă, poate iradia în coate, în umeri, în spate. Însă există și manifestări atipice ale bolii cardiace ischemice. Omul poate să nu aibă durere și să sufere un infarct, mai ales pacienții diabetici pot dezvolta infarcte acute de miocard fără nici cea mai mică durere. Pur și simplu ei devin instabili hemodinamic, intră în insuficiență cardiacă, ei încep să respire greu, plămânii practic se umplu de presiune din cauza faptului că mușchiul inimii nu mai funcționează cum trebuie și intră în acel edem pulmonar acut sau fac aritmii. E bine de diagnosticat. Dar rapid. Pot aceste simptome să fie confundate cu altceva? Da. De multe ori oamenii sunt tratați de cu totul alte boli, de boli pulmonare, pneumonii sau alte probleme de sănătate. Doar pentru faptul că lipsește acea gheară extrem de puternică. Sau sunt suspectați de ulcer gastric, pentru că durerea poate să fie în capul pieptului, în epigastru, deci în zona stomacului, și să nu se gândească că ar putea să aibă un infarct. De aceea, totuși, este bine să se adreseze într-un mediu spitalicesc, într-un mediu specializat, când au asemenea durere, să nu le neglijeze sau asemenea simptome și să fie evaluați. Sunt anumite etape de diagnostic care sunt foarte clar stabilite. Există niște ghiduri de abordare a omului în camera de gardă de urgență, în urma căruia trebuie să se stabilească cui aparține această durere. Da? Și în momentul în care se stabilește că este de cauză cardiacă, atunci lucrurile trebuie să intre pe făgașul care trebuie. Domnule doctor, cât de important este timpul atunci când vorbim despre un infarct? În abordarea actuală a tratamentului infarctului acut de miocard prin cardiologie intervențională, timpul e esențial. Deci, momentul, ce se întâmplă în producerea infarctului? Se întâmplă înfundarea unui vas de sânge care hrănește inima, înfundarea unei artere coronare cu un tromb, un chiac de sânge. E bine, timpul care se scurge dintre momentul în care se produce această ocluzie arterială, această înfundare și timpul în care ea este desfăcută, repermeabilizată pentru o procedură
de obicei de cardiologie intervențională cu stent cu, sau într-o procedură farmacologică cu un medicament, cu cât e mai scurt acest timp, cu atât inima suferă mai puțin. Cu atât inima pierde mai puțin din mușchiul cardiac și ca atare se recuperează mai bine. Deci este esențial distanța de timp între momentul în care se stabilește diagnosticul de infarct acut de miocard și momentul în care se realizează terapeutica, în special terapeutica intervențională de dezobstrucție a arterei responsabile de acest infarct. Ați spus că această obstrucție se poate remedia cu ajutorul unui medicament? Există sau... două soluții așa, soluția care dă cele mai bune rezultate este soluția intervențională. Pacientul este transportat de urgență într-un spital specializat de cardiologie și într-un laborator specializat de cateterist cardiac sau de cardiologie intervențională, îi se face coronarografie, o explorare care arată arterele inimii și arată care arteră este înfundată. Iar medicul cardiolog pătrunde în această arteră cu un tub de plastic foarte fin și introduce acolo un balon care dilată artera, o repermeabilizează și implantează un stent ca să rămână permanent deschisă. Deci procedura asta se numește procedura de dilatație coronariană primară în infarctul acut de miocard, este tratamentul de elecție. Și toți doctorii se străduiesc să trimită pacienții în momentul în care recunosc un infarct acut de miocard către un centru specializat să-i să facă această procedură. Cu cât să face această procedură mai repede în raport cu momentul instalării infarctului de miocard, așa cum am spus în fraza precedentă, cu atât recuperarea este mai rapidă pentru că pierderea de țesut muscular viabil e mai mică. Dar totuși nu e posibil totdeauna. Și atunci există și o rezervă terapeutică farmacologică, medicală, ca să-i spunem așa, în care se poate administra pacientului un medicament intravenos, un drog, o substanță care are proprietatea de a liza, de a topi, de a dizolva acest cheag și de a repermeabiliza artera responsabilă de infarct fără a instrumenta direct locul respectiv. Sigur că rezultatele acestei a doua metode farmacologice medicale sunt mai puțin sunt mai slabe decât în prima metodă. Mi-ați anticipat întrebarea, pentru că din moment ce se putea face un astfel de tratament fără a apela la chirurgie, nu e vorba chiar, de chirurgie, chiar intervenție minim-invazivă. Da, e vorba de cardiologie intervențională, e o specialitate conexă diferită de chirurgie. Chiar dacă se apela la această metodă, medicamentul teoretic ar fi fost mai ușor de administrat. Ar fi fost... Soluția farmacologică este rezervată în situația în care nu se poate aplica. Depinde unde se întâmplă și în ce conjunctură, dacă pacientul poate ajunge la un laborator să-i se facă o procedură intervențională. Uneori se pot și combina cele două metode. Sigur că da. Dar, într-adevăr, scopul, să zicem, obiectivul principal în tratamentul de urgență al infarctului acut de miocard, în afară de stabilizarea pacientului, este repermeabilizarea arterei coronare, arterei care hrănește cu sânge miocardul, care s-a înfundat și care a produs infarctul. Cu cât se rezolvă treaba asta mai repede, cu atât șansa de supraviețuire e mai mare, cu atât rezultatul funcțional este superior și recuperarea mai rapidă. Mușchiul cardiac se poate reface? Mușchiul cardiac depinde cât de mult a fost lezat. Deci dacă el suferă într-o primă etapă, nu foarte tare, fenomen reversibil. Dacă această suferință este prelungită, transformarea devine irreversibilă, în sensul că se degradează și se cicatrizează și atunci nu mai este recuperabil, se transformă într-o cicatrice fibroasă. Dar, într-o primă fază a evoluției infarctului acut de miocard, reversibilitatea leziunii există și această reversibilitate este vizată principial de această terapeutică, de a-i reface vascularizația atât timp cât el este reversibil, cât leziunea este reversibilă și el se reface. Cu cât timp o să este mai scurt, cu atât recuperarea e mai rapidă și mușchiul cardiac se conservă mai bine. Și iarăși ați pus accentul pe factorul timp. Da, cât de important este factorul timp în într-o astfel de situație. În acest tratament intervențional al infarctului acut de miocard în primă fază acută, elementul timp e esențial. Doamna doctor, vreau să vă întreb cât de important este primul ajutor într-o astfel de situație, pentru că sunt oameni care vor să acorde primul ajutor, își dau seama că pacientul suferă de un infarct și ce ar trebui să facă pentru a-l ajuta până când ajunge un echipaj specializat pentru a-l transporta la spital.
Depinde ce fel de, despre ce ajutor vorbim. Deci un om când suferă un infart poate să fie două situații clinice. Poți să duci infartul pe picioare și să fii clinic stabil și să ajungi pe picioare la un spital către cardiologie. Adică doar să ai acea durere în piept, să ai durere, dar simptome, să fii clinic stabil, da? Deci nu. Sau este situația de stare de instabilitate hemodinamică în care practic intră pacientul într-un șoc, un șoc care se poate manifesta cu colaps, deci cu cădere de tensiune, pacientul își pierde cunoștința, face sincopă. Atunci este momentul în care practic ar avea nevoie de primul ajutor dacă el se află în stradă sau acasă. Ajutorul care trebuie făcut este de chemat 112, echipajul de urgență, care să-l transporte în cel mai scurt timp la spital. Acolo, în cel mai scurt timp, trebuie să-i se acorde primul ajutor de către medici, să se facă diagnosticul rapid a ceea ce a indus acel colaps, acel șoc practic, și să fie stabilizat hemodinamic, ulterior să fie trimis către angiografia respectivă și către, bineînțeles, în funcție de patologia care este acolo, către chirurgie cardiacă sau nu. Lucrurile sunt foarte ample de discutat aici. Așa cum am spus, această patologie de infart se poate apare la un om care să nu fie aproape de un centru elevat de cardiologie, care să conțină în apropiere toate cele trei metode de abordare a infartului. Cardiologia modernă, cardiologia intervențională și chirurgia cardiacă. Mulți dintre noi facem infart la distanță de aceste centre, în zone de județ unde există spitale județene, dar care nu au la îndemână decât practic acel tratament farmacologic cu substanța care topește cheagul. Administrarea uneori se face a acelei substanțe dacă pacientul este stabil hemodinamic, iar acel cheag uneori se poate liza sau nu se poate liza, iar artera uneori nu se deschide suficient sau este parțial deschisă. Acel trombolitic, practic, trebuie administrat ca să fie eficient în primele 6-12 ore. Dacă îl administrezi după 12 ore, poți să faci mai mult rău. După administrarea acelui trombolitic, în general, dacă nu ai la îndemână cardiologia intervențională să faci angioplastia per prima, urci pacientul într-o ambulanță și îl trimiți către un centru unde există, sunt centre acreditate foarte clar, ambulanțele știu, unde să fie dus să se efectueze acea angioplastie de salvare, o numim noi, care se face după administrarea tromboliticului, se face coronarografia și se deschide vasul complet și se implantează acel stent. În acel moment putem spune că a avut loc o repermeabilizare completă și practic ai făcut practic ultima manevră de a salva acel miocard, acel mușchi care este suferind în urma infarctului. Însă dacă pacientul este instabil hemodinamic, și aici intrăm în sfera de complicații majore ale infarctului, sunt trei complicații majore care pot apare și care sunt dramatice și care sunt strâns legate de echipa cardiochirurgiei. Există ruptura de perete liber de miocard, există ruptura de sept interventricular și există ruptura de mușchi papilar cu apariția insuficienței mitrale acute, severe. Toate aceste trei complicații mecanice bagă un pacient în colaps, în șoc și au risc de mortalitate extrem de mare. Înainte să ne dați detalii despre fiecare în parte, mai răspundem unui telespectator, doamna Paula din Italia. Alo! Bună seara! Bună seara! Vreau și eu o întrebare pentru doamna doctor, domnul doctor. Vă ascultăm! Am niște dureri de la curtea pieptului, pleacă pe sub piept, până la baza gâtului, pe sub piept, în partea stângă, de la curtea pieptului. Așa pe sub piept, roată, nu știu, până la gât. Și mi se pare că așa de la stomac tot am un nerv, așa cum mi-ar bate inima. Eu aș vrea, doamna doctor, nu știu unde să mă adresez, mă duc două luni în România, mă duc undeva, unde să fac toate analizele
din cap până în picioare, la inimă, la stomac, la toate. Nu știu unde să mă duc. Băi, trebuie să vă adresați unui cardiolog în primul rând, da? Când veniți în România, adresați-vă unei clinici de cardiologie. Puteți, dacă doriți, să intrați în contact cu domnii doctori invitați, puteți să rămâneți pe fir și colegele mele vă vor da toate detaliile pentru a-i putea contacta atunci când reveniți în țară. Da, eu la 1 iulie merg în România și aș vrea foarte mult să iau legătura cu domnul doctor, doamna doctor, să fac tot ce trebuie în legătură cu... Rămâneți pe fir și colegele mele din regie vă vor da mai multe informații. Vă mulțumesc. Iar noi mergem în Germania la doamna Maria. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Doamna Maria, alo? Da, bună seara! Am să vă rog dacă puteți să închideți sonorul televizorului și să ne auzim doar în telefon. Da, am închis. Mulțumesc mult! Ascultăm întrebarea. Da, eu am primit anul trecut, în sfârșitul lui ianuarie, am primit un stent și de atunci nu am așa probleme grave sau n-am avut niciun infarct sau așa întâmplător mi s-a descoperit că am arteriile la inimă cu calcifiate. Problema mea acum este să iau medicație și acum am fost la un control la rinic, mi s-a făcut un computer tomograf pentru rinic și acolo au observat că au aorta din abdomen sau artera principală, pereții sunt calcifiați și am în mai multe locuri calcifiere la arterie. N-am fumat niciodată, n-am băut niciodată, am 62 de ani. Mulți înainte. De cel puțin 15 ani de zile mănânc foarte, foarte puțină carne de porc și fără niciun fel de grăsime și nimic. Mănânc numai zarzavaturi. Am consumat tot felul de uleiuri, de inde, tot felul, colesterol, tensiunea o am întotdeauna, am avut-o și o am întotdeauna scăzută, nu am diabet, nu am nimic. De unde poate să devină calcifierea asta în organism? Vă mulțumim și pentru... ce trebuie să fac, unde să mă duc? Dacă puteți să mă ajutați, vă rog. Vă mulțumim pentru întrebare, domnul doctor. Ateroscleroza, nu, din păcate, ateroscleroza poate apare și la persoanele care au, să zicem așa, un mod de viață sănătos. Există un procent între noi care facem ateroscleroză în ciuda faptului că mâncăm slab, în ciuda faptului că facem mișcare, în ciuda faptului că nu avem diabet și că suntem femei. Deci există, din păcate, o parte din populație care dezvoltă această boală numai prin determinism genetic. Și cred că doamna care ni se adresează face parte din această categorie, are un stent pe coronare, deci este evident că suferă de ateroscleroză, are boală cardiacă ischemică pentru care s-a făcut o procedură intervențională pe coronare. Ateroscleroza nu afectează numai arterele inimii, afectează în general toate arterele din organism, sigur, cu o anumită preponderență. Deci, la dânsa, sunt afectate pe lângă coronare, care au fost stentate, și arterele care merg la rinic, aorta în abdomen și așa mai departe. Dacă aorta sau arterele renale sau aorta abdominală în vecinătate, arterele renale este calcificată, în sine nu reprezintă o problemă. Dânsa poate să supraviețuiască foarte bine în aceste condiții. Problema ar fi dacă această arteră mare, aorta, este dilatată. Dacă are alte modificări, nu numai faptul că are pereții calcificați, și atunci există riscul ca ea să se fisureze sau să se rupă. Asta se poate vedea prin examen ecografic, se poate vedea prin examen computer tomograf și așa mai departe, și prin examen clinic. Deci calcificarea în sine nu este o problemă. Trebuie nu doar este, să vadă... Da, nu este neapărat o surpriză, chiar în condițiile unui regim de viață sănătos, din păcate, iar ceea ce trebuie făcut este ca dânsa să se adreseze doctorilor dânsei de acolo, care să vadă dacă această arteră nu e dilatată, dacă nu există o altă patologie anevrismală, de exemplu, pe lângă faptul că e calcificată. Dacă e doar calcificată, nu reprezintă un pericol.
Mai avem pe cineva pe fir, pe domnul Constantin Frățilă din România. Alo? Bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Aș avea și eu o întrebare la domn profesor. Am făcut de două ori sepsis de etiologie neprecizată. Și s-a operat la inimă... Puteți să repetați, vă rugăm, nu v-am înțeles foarte bine. Am făcut sepsis de etiologie neprecizată de două ori. Și am fost operat în 2008, mi-a schimbat proteza aortică. La Iași, la domn profesor Tinic Grigori. Foarte bine. Și ce problemă este legată proteza aortică? N-am înțeles. Deci am făcut sepsis de etiologie. Sepsis, am înțeles, în sfârșit. Da. Deci, purtătorii de proteze valvulare sunt la risc de a face o complicație a acestor valve, și anume de a face endocardită infecțioasă. Este o infecție la nivelul protezelor. Da, asta mă sperie cel mai mult, domn profesor. Da, deci acest lucru trebuie lămurit, pentru că, într-adevăr, este o condiție potențial periculoasă. Dacă există această situație, necesită un tratament agresiv, antibiotic, puternic, punându-se chiar problema înlocuirii acestei proteze. Deci sfatul meu este să vă adresați profesorului Tinică, care v-a operat, în urmă care va putea să evalueze funcționalitatea protezei, eventualitatea unor complicații legate, cum ar fi, să zicem, apariția unor vegetații pe această proteză sau desprinderii ei parțiale, lucruri care țin și întrețin un eventual sepsis, cum spuneți dumneavoastră. E o situație care este potențial periculoasă, care este tratabilă și trebuie lămurită neapărat, chiar de cei care v-au implantat această proteză. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Noi mergem mai departe, pentru că ajunsesem să vorbim puțin despre complicațiile infarctului miocardic și dumneavoastră le-ați enumerat. Puteți să ne dați mai multe detalii despre fiecare? Deci ce am enumerat eu fac parte din complicațiile mecanice ale infarctului acut de miocard. Sunt complicații extrem de severe, sunt complicații de nedorit. Scopul reperfuzării arterei care este responsabilă de infarct este tocmai evitarea sau scăderea incidenței apariției acestor complicații. Ruptura liberă de perete este o complicație extrem de gravă. Se datorează mai ales apariției unui infarct de dimensiuni foarte mari. În general, este apanajul vârstei înaintate, această ruptură de cord, mai ales la persoanele care suferă pentru prima oară un infarct, nu la cei care au avut cardiopatie ischemică înainte. De asemenea, se pare că trombolitice, acele substanțe farmacologice care topesc cheagul administrate după 12 ore de la provocarea apariției infarctului, pot agrava și induce ruptura de perete liber, de aceea trebuie evitate a fi date după 12 ore de evoluție. Deci dacă nu se fac în timp util, dacă mai bine nu se mai fac deloc. Exact, da. Deci dacă nu se fac în timp util, mai bine se evită și se merge către o operație de angioplastie, chiar dacă este un pic mai tardivă, până în 12 ore sau după 12 ore, efectul este mult mai benefic pe recuperarea miocardului și incidența de apariție acestor complicații grave este mult mai redusă. Ruptura de perete liber este un eveniment extrem de dramatic pentru pacient. Este o durere înfiorătoare. Pacientul practic se prăbușește într-un colaps, îi cade complet tensiunea, intră într-o stare de șoc, din care noi medicii trebuie să acționăm extrem de rapid. Deci este o limită de minute, de ore, în care cardiologul trebuie să îl evalueze și să îl stabilizeze. Deci a stabiliza bolnavul hemodinamic este cel mai important. Lucru pe care nu întotdeauna îl putem face cu medicație obișnuită, trebuie să intrăm cu medicație de terapie intensivă. Pacientul trebuie pus pe sisteme de asistare ventriculară, pe balon de contravulsație, trimis apoi în urgență către
cardiologia intervențională să facă angiografia coronariană și să vedem anatomia coronarelor și ulterior, bineînțeles, intră în joc chirurgia cardiacă, care este unica soluție pentru acești pacienți, asta în cazul în care reușim să ajungem cu ei pe masa de operație. Ajungem cu ei pe masa de operație. Înțeleg, ce se întâmplă? Să înțeleg că doriți să detailezi. Un pic. Da. Un picuț, pentru că vorbim despre complicațiile mecanice. Complicațiile mecanice ale infarctului de miocard sunt în excelență chirurgicale, într-adevăr. Subiectul despre care a vorbit doamna doctor până acum, ruptura inimii, în termeni simpli, este într-adevăr o complicație fulminantă care pune direct în discuție viața pacientului. Intervenția chirurgicală, efectiv, cicatricea de infarct se fisurează și din cavitățile inimii se pierde sânge, se extravasează sânge în pericard, în sacul în care inima stă. Sângele acumulat în acest sac în care inima stă împiedică inima să se contracte. Noțiunea asta se numește așa în medicină tamponadă cardiacă acută și care într-adevăr provoacă scăderea brutală de tensiunea arterială, pierderea conștienței pacientului și îi amenință viața în cel mai direct mod și într-un timp scurt. Intervenția chirurgicală, evident, este singura care poate salva viața bolnavului. Este o intervenție cu caracter de urgență, de foarte mare urgență. Pacientul este adormit în anestezie generală, este deschis toracele și este plasat pe circulație extracorporală. Adică îi se montează o instalație, un aparat care circulă sângele prin organism, ajutând inima să își facă rolul ei de pompă. După care, odată stabilită această circulație extracorporală, care este tehnologia de bază a tuturor operațiilor cardiace în principiu, inima poate fi oprită. Poate fi oprită folosind o metodă farmacologică, administrându-i se un medicament. Și cu inima oprită, ruptura este reparată prin sutură chirurgicală directă sau prin inserția unui petec sintetic, dintr-un material plastic specific. E bine, după ce se realizează această reetanșare, reparație a efracției miocardice, inima este pusă din nou în funcție și pacientul își urmează cursul. Această intervenție chirurgicală are totuși un grad de succes destul de limitat, adică riscul de a pierde pacientul cu ruptură cardiacă este semnificativ. Se apreciază. Ce înseamnă destul de limitat? Adică procentual? Procentual, jumătate din pacienții care suferă acest accident pot fi salvați prin chirurgie cardiacă în situația în care ajung la. Exact ce vorbeam ceva mai devreme. Da, precizez că e vorba de jumătate de pacienți care ajung pe masa de operație, deoarece o foarte mare parte din cei care pățesc așa ceva nu mai ajung până în mediul spitalicesc, până în mediul de chirurgie cardiacă să fie operați. Dar și cei care ajung să fie operați, gravitatea acestei leziuni e atât de mare încât, din păcate, un procent important dintre ei, aproape jumătate, nu supraviețuiesc. Este una dintre cele mai greu de rezolvat complicații mecanice ale infarctului acut de miocard. Cei care supraviețuiesc au o viață normală după ce se refac sau sunt supuși riscului de a repeta? E o întrebare surprinzător de interesantă, pentru că, într-adevăr, cei care supraviețuiesc unui asemenea accident dramatic evoluează foarte bine. Pentru că, așa cum v-a spus și doamna doctor în prezentarea generică a sindromului, ruptura de miocard în cadrul infarctului survine la un pacient de obicei care nu era anginos înainte, care nu suferea de boală ischemică. Este consecința unui eveniment brusc care apare în viața lui. Ca atare are o inimă sănătoasă. Deci, are o inimă sănătoasă care cedează la un moment dat. Are o inimă sănătoasă în rest. E o noțiune discretă, dar foarte importantă. Mai mult decât atât, da? Un pacient care face parte din cei 50% care supraviețuiesc are cu atât mai mult un organism puternic și sănătos. Deci este un mod prin care se selectează pacienții care au inima suficient de bună și organismul suficient de rezistent și când depășesc această situație, evoluează deosebit de bine. Ruptura de mușchi cardiac în cadrul unui infarct survine în special la pacienții care au o singură leziune coronariană. Mai rar la pacienții care au mai multe leziuni coronariene.
Deci, altfel spus, deși este dramatică și produce un procent important de mortalitate, odată scăpat din ea, evoluția este spectaculos de bună. Deci, odată scăpat din ea, ai șanse 100% foarte mari, la viață. Foarte mari, da. Dar dacă ne referim la pacienții care au suferit un infart, au șanse ca acel infart să se repete? Sigur că da. Depinde ce anatomie coronariană au. În urma acestui prim infart, ei au o evaluare coronarografică, în care noi vedem exact ce anatomie coronariană au, cum arată cele trei mari vase principale, dacă suferă de un singur vas, care acela poate fi instrumentat sau nu prin implantarea unui stent, sau poate au boală plurivasculară. Boala plurivasculară implică un tratament îndelungat, implică ideea urmăririi ulterioare, implică riscul de a repeta un accident coronarian și se pune problema dacă în urma acestui infart în care noi instrumentăm vasul care este responsabil, ulterior putem să abordăm intervențional sau chirurgical, depinde de gravitatea acelor leziuni, și celelalte vase afectate. Deci, în general, dacă acele vase sunt afectate semnificativ, care să pună în viitor viața în pericol pacientului, acestea nu sunt lăsate așa. Urmează ca în următoarele luni el să fie supus fie unor alte proceduri de angioplastie cu implantare de stent sau este trimis către chirurgie cardiacă în cazul în care acele leziuni sunt extrem de severe și chirurgia cardiacă este mult mai indicată, da, pentru evoluția lui bună ulterioară. Dacă vorbim puțin, ne întoarcem la complicații. Ați menționat-o pe prima. Dacă detaliem, și alte complicații mai există ale infarctului? Da, în afară de ruptura de perete, care poate fi fie de perete liber, fie de sept interventricular, care are aceeași evoluție cu șoc cardiogen, o altă complicație semnificativă este insuficiența mitrală în infart. Valva mitrală este o valvă foarte importantă din cordul stâng, direct atașată ventriculului stâng, ventricul care conține mușchiul principal, iar în momentul unui infart, toată structura anatomică a valvei mitrale poate fi afectată ca funcție. Deci valva, chiar dacă este normală înainte de infart, în timpul infartului, prin această modificare de contractilitate a cordului, el se modifică ca structură, ca formă. De unde are o formă elipsoidă, el devine sferic. Această valvă este ancorată prin niște cordaje și niște mușchi papilari, doi mușchi papilari de mușchiul principal al inimii. Acești doi mușchi papilari pot fi afectați în timpul infartului, mai ales mușchiul posteromedial, care are o vascularizație mai săracă decât mușchiul anteromedial și în timpul infartului acest mușchi poate suferi o necroză, o ischemie și el se poate rupe. Ruperea acestui mușchi papilar declanșează o insuficiență mitrală severă, acută, care induce practic o stare de șoc pacientului cu edem pulmonar acut, intrăm iarăși într-o stare de instabilitate hemodinamică. Bineînțeles că și aici evaluarea pacientului depinde foarte mult de cardiolog. Evaluarea se face mai ales ecocardiografic. Ecocardiografia transtoracică și posibil și transesofagiană dacă pacientul este intubat și ventilat. Pentru că pacientul în asemenea moment este foarte greu de evaluat. Nu este un pacient cu minte care stă pe spate. Este un pacient agitat, anxios, transpirat, care are probleme de saturație de oxigen, el trebuie să beneficieze de ventilație uneori non-invazivă. Care cred că suferă și un atac de panică extraordinar pentru simplu fapt că panica este o situație face atipică. Parte, dar și problema lui de instabilitate hemodinamică este cea mai importantă. De asemenea, trebuie să fim foarte rapizi în diagnostic, în stabilizarea acestui pacient, în efectuarea coronarografiei și ulterior, bineînțeles, importanța, rolul principal îl are chirurgul cardiac.
despre care? Insuficiența mitală ischemică. Care? Da. Ce face insuficiența, domnul doctor chirurg cardiac? Insuficiența mitală ischemică e considerată o complicație mecanică din punct de vedere chirurgical mai cu impact mai mic decât celelalte care au fost enunțate de noi înainte, ruptura mușchiului cardiac propriu-zis. Înainte să-mi dați detalii, mai avem un telefon și ne întoarcem. Ne întoarcem după aceea, vorbim cu domnul Vasile Echim din Italia. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Aș vrea să vă pun și eu o întrebare, invitați-o dumneavoastră. Vă ascultăm! Da, am dureri, un piept, ca o gheară care mă strânge. Și am și dureri din partea dreaptă, la mână dreaptă, la cor. O durere care, cum să vă spun, nu e din cauza muncii sau... O durere care a venit improvizată, așa. După aia am și, câteodată am dureri care se prelungește pe mâna stângă. Ce poate fi? Cred că trebuie să fiți evaluat pentru această durere toracică pe care o acuzați. Nu este o durere tipică de cor, dar poate fi o durere de inimă. Nu întotdeauna durerea de inimă, ca așa cum am spus, poate fi tipică. Dar cred că trebuie să aveți o evaluare la un cardiolog. Să faceți și o radiografie toracică, să faceți și o investigație cardiologică cu ecocardiografie, să vedem inima cum arată, și o investigație vasculară, da? Adică să vedem dacă aveți pulsuri la mâini, dacă vasele dumneavoastră sunt normale, dacă inima funcționează normal, dacă toracele dumneavoastră este normal, dacă plămânii sunt normale, adică cauzele unei dureri toracice pot fi multiple și trebuie făcute mai multe investigații. Nu trebuie obligatoriu să fie de inimă, dar având în vedere ce acuzați dumneavoastră, ar trebui să aveți o evaluare făcută corectă. Vă mulțumim da, pentru... Vă mulțumesc foarte mult, bună seara! Vă mulțumim și noi pentru telefon. Mai avem la telefon pe doamna Maria din România. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Și o întrebare pentru domnul doctor. Sunt diagnosticată cu angină pectorală de efort, insuficiență mitrală degenerativă, insuficiență aortică ușoară, insuficiență triscuspidiană funcțională moderată, HTA secundară, BRS complet, arteriopatie obliterantă cronică. Fac tratament cu nebivolol și cu amlodipină. Rugămintea noastră ar fi să nu dați denumiri de medicamente, ci doar de substanțe active. Păi asta este nebivololul și cu amlodipină. Și aș vrea să întreb dacă mi-ar folosi o stațiune și să-mi recomande dânsii ce stațiune unde să merg. Da. Folosește. Stațiunea, în general, vă folosește o anumită stațiune, Covasna, dacă vreți să mergeți la stațiune, dar nu alt gen de stațiuni, da? Iar din punct de vedere al bolii dumneavoastră, luați-vă pastiluțele și țineți legătura cu cardiologul dumneavoastră la controle regulate. Bine și regim, nu mănânc decât pâinea sărat, nu mănânc grăsim, nu mănânc... Deci numai Covasna. Covasna este cea mai indicată, deoarece are și medici cardiologi acolo care vă pot evalua la un caz de nevoie. Da. Da, mulțumesc. Mulțumim și noi pentru telefon. Avem și o întrebare venită pe Facebook. Am 62 de ani, sufăr de cardiopatie ischemică și recent am făcut câteva crize de vertij. Ce poate ascunde o astfel de... Poate să ascundă o boală vasculară cerebrală. Acest vertij trebuie evaluat de către un neurolog și făcut o examinare Doppler vasculară a vaselor care vă irigă capul. Și dacă în urma acestui Doppler și a unui examen neurologic complet nu se găsește nimic, atunci ar trebui să beneficiați de un consult ORL și de niște teste vestibulare. Vă mulțumesc pentru în numele telespectatoare care ne-a scris. Revenind la mitrala ischemică. La mitrala ischemică,
De ce? Deci este o... Și ea și insuficiența mitrală ischemică este o complicație mecanică a infarctului acut de miocard, care, tratată chirurgical, are rezultate mai bune decât celelalte, mai puțin dramatică. Totuși, este o situație gravă, severă, în care această supapă nu se mai închide și sângele regurgitează prin ea, în ventriculul stâng, în natriul stâng și înapoi în plămâni, pacientul fiind în imposibilitatea de a respira. Este nevoie de o intervenție de urgență, pe cord deschis de asemenea, în care se oprește inima, se vizualizează această supapă, această valvă, ea poate fi reparată sau înlocuită. Reparația ei, mai puțin fiabilă în condițiile de urgență și de ruptură în cadrul infarctului de miocard, mai degrabă ea trebuie înlocuită în această situație specifică cu o proteză valvulară, cu o supapă artificială. Intervenția chirurgicală este destul de standardizată și produce rezultate bune, imensa majoritatea pacienților supraviețuind acestei situații. Mai avem o întrebare primită de la Adi. Am bună seara, am 22 de ani. Vă rog dacă puteți spune de ce mă înțeapă inima uneori. La 22 de ani, motivele pentru care te înțeapă inima nu cred că sunt cardiologice. Deci, cu siguranță, stilul de viață poate fi un răspuns pentru... Să-i spunem stil de viață. Pentru că... La 22 de ani, inima poate să te înțepe. Dar nu e neapărat de cauză cardiologică. Mai avem un telefon din Italia. Alo? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara! Mă numesc Iuliana și sunt din Italia. Bună seara, doamna Iuliana! Aș avea și o întrebare pentru domnul profesor și doamna doctor. Am fost diagnosticată aici în Italia. Insuficiență mitralică, să spun așa. Exact ce vorbeam acum câteva minute. Da, exact. Am 49 de ani. Mulți înainte. Dintr-o familie, să spun, care părinții mei au murit amândoi de infarct. Am un caracter, sunt anxioasă, deci sunt întotdeauna agitată, călătoresc foarte mult cu avionul. Săptămâna cealaltă trebuie să mă întorc în România. Am o frică, nu vă spun. Și aș vrea să știu ce sfârșit voi avea. Fac o viață destul de ordonată, să spun. Nu mănânc carne, fac sport, fac în not. Am slăbit, să zic, în 10 ani peste 25 de kilograme, deci am 1,60 m și cântăresc 49 de kilograme. Nu știu ce aș putea să fac și nu știu care va fi viitorul meu, practic. Deci trebuie să fiu operată, ce trebuie să modific în viața mea, cum trebuie să trăiesc cu acest diagnostic. Cred că nu trebuie să fiți foarte speriată de acest diagnostic pe care l-ați primit. În primul rând, insuficiența mitrală poate să aibă multiple cauze, iar evaluarea unei insuficiențe mitrale vă dă un grad. În urma unei ecografii cardiace corect făcute, vă dă un grad de gravitate, ca să zic așa, aceste regurgitări mitrale, pentru că pot fi regurgitări mitrale ușoare, moderate și severe la care trebuie făcut ceva. Dacă aveți doar o insuficiență mitrală moderată, iar din punct de vedere clinic sunteți o persoană compensată, da? Care vă puteți deplasa, vă puteți trăi viața normal, nu trebuie să fiți foarte speriată de acest diagnostic. Da? Trebuie să rămâneți în urmărirea cardiologului și să se urmărească ecografic această insuficiență mitrală. Iar dacă încep să apar simptome, cum ar fi palpitații, oboseală la efort, la mers, dacă simțiți că vă sufocați, există medicamente care vă pot ajuta să duceți un trai normal și în urma evaluării ecocardiografice, dacă această regurgitare mitrală devine severă, atunci, într-adevăr, există soluția chirurgicală care poate să fie de corecție, adică plastie de mitrală, fie de înlocuire valvulară mitrală. Da? Dar acest lucru nu-l faceți decât dacă respectivul cardiolog care vă evaluează vă spune că ați ajuns în momentul în care trebuie să suferiți o intervenție chirurgicală.
Vă mulțumim foarte mult pentru telefon și pentru că vorbeam despre beneficiile unui stil de viață sănătos, pentru că vorbeam cât de importantă este mișcarea. Vă propun să urmărim în minutele următoare un scurt reportaj despre NOT și beneficiile acestuia. Menținerea unui stil de viață sănătos se face în primul rând prin reprize scurte și dese de activitate fizică pentru orice persoană sănătoasă sau bolnavă. Copiilor însă se recomandă realizarea unui sport, oricare ar fi el. Cel mai benefic este NOT-ul, care stimulează organismul în creșterea și dezvoltarea osteomusculară, respiratorie și imunitară. NOT-ul este folosit chiar și în terapia multor boli psihosomatice, atât la copii cât și la adulți. Beneficiile generice ale NOT-ului fiind o activitate multivalentă care implică întregul sistem al organismului, atât cel muscular cât și cel scheletic-osos, precum și cel cardiovascular și respirator, sunt multiple. Pentru cei mai mici vorbim de consecințe benefice asupra creșterii și dezvoltării fizice armonioase, asupra stimulării dezvoltării psihomotorii. Un lucru, un aspect important pentru ei, pentru că urmează să se pregătească pentru etapa intrării în grădiniță. Sociabilitatea copilului mic, pentru că ei sunt ca și la grădiniță în interiorul piscinei și încercăm să creăm un mediu de joacă educativ în ceea ce se întâmplă în timpul orei. Stimulăm nivelul de imunitate al copilului mic prin faptul că el este introdus în colectivitate, în doze mult mai mici decât la grădiniță și astfel vine în contact cu mediul înconjurător, mai puțin cel de acasă, unde lucrurile sunt mult mai controlate și controlabile de către părinte. Pentru cei mai mari dintre ei, vorbim de copilul de vârstă preșcolară și școlară, vorbim de capacitarea lui cu cunoștințe în domeniul acvatic, și anume învățarea tehnicii de NOT, și implicit tot dezvoltare, creștere și dezvoltare fizică armonioasă prin stimularea sistemului respirator, cardiovascular, creșterea capacității de efort, o oxigenare mult mai bună, lucru care are consecințe pozitive pentru un copil de vârstă școlară în activitățile cognitive. O pauză de o oră, pauză activă, pentru că vorbim de un efort pe care îl face copilul, o odihnă activă, alta decât cea cognitivă, îl poate pregăti mult mai bine pentru lecțiile pe care le are de făcut după ziua de școală. După efort imediat și mai ales după un efort intens, este indicată hidratarea corpului și nu neapărat a avea o masă copioasă și nu neapărat imediat după, vorbim după maxim jumătate de oră, 45 de minute, putem să luăm o masă ușoară, salată, piept de pui la grătar, deci nici de cum o masă încărcată cu glucide sau cu lipide, o masă ușoară. La copil este necesar aportul proteic după un efort intens. O oră de mișcare în fiecare zi este benefică pentru noi toți. Este foarte, foarte important ca la început să ne ieșim din sedentarismul pe care l-am avut și să facem un efort de voință ca zilnic să putem să ajungem să facem acea oră de mișcare, dar cred că odată ce ne intră în rutina zilnică devine ca un lucru de care nu mai putem dispensa și care trebuie făcut și care ne capacitează cu forțe proaspete pentru restul activităților. Mulțumim partenerilor noștri, fără de care emisiunea noastră nu ar fi așa cum este, și aici îi menționez pe Sanador, Hofigal și Mirador. Ne întoarcem la discuția noastră. Vorbeam despre complicațiile mecanice ale infarctului miocardic. Ar mai fi ceva de menționat atunci când vorbim de astfel de complicații? Ar mai fi vreuna care să amenințe viața la fel de mult ca cele despre care am discutat până acum? Da, mai este o complicație importantă, și anume anevrismul de ventricul stâng și pseudoanevrismul. În general, pacienții mor în primul rând în infarctul de miocard și în evoluția lui ulterioară datorită insuficienței cardiace și a complicațiilor mecanice și a aritmiilor. Anevrismul de ventricul stâng este de fapt o remodelare negativă a mușchiului cardiac afectat de infarct.
este o zonă care practic se expansionează în urma infarctului, se subțiază, se fibrozează. Apar în special în infarctele mari de perete anterior și lateral. Aceasta este preponderența în general, dar pot apare și în infarctele de teritoriu inferior și posterior. Aceste anevrisme încep a se concretiza din primele momente ale infarctului și ele se finalizează în câteva săptămâni ca structură. Anevrismele sunt periculoase în sine, această deformare a miocardului anormală, atât în sistolă cât și în diastolă, are o mișcare anormală. Sunt periculoase prin trei lucruri. În primul rând, o bună parte de miocard este exclusă de la contracția în sine și atunci funcția contractilă a ventriculului stâng scade și atunci debitul cardiac scade și atunci pacientul intră în insuficiență cardiacă. Al doilea risc foarte mare este că asemenea anevrisme sunt generatoare de aritmii cardiace foarte severe care pot pune pericol viața bolnavului. Sunt generatoare de aritmii ventriculare care pot induce moartea subită și sunt refractare la tratamentul medical în general. Și a treia complicație majoră este că în peretele acestor anevrisme se formează cheaguri. Încă din primele ore ale infarctului se creează aceste cheaguri pe perete. Aceste cheaguri se pot organiza ulterior în cheaguri mult mai mari, care să tapeteze practic întreg anevrismul, și din aceste cheaguri se pot rupe fragmente care pleacă în circulația generală și apar accidente vasculare cerebrale, apar accidente ischemice, deci pot pleca în orice teritoriu în organism, deci aceste evenimente tromboembolice. Aceste anevrisme pot fi de dimensiuni mai mici și atunci, din punct de vedere clinic, nu sunt atât de importante și pot beneficia pacienții de un tratament medical ulterior sau pot fi de dimensiuni mari care să afecteze funcția cardiacă, afectează și cresc riscul de mortalitate pentru pacient și atunci aceste anevrisme, în funcție de datele ecografice și evaluarea cardiologului, care este foarte importantă în evaluarea volumului acestui anevrism, dacă de unde pleacă și unde se sfârșește, dacă există o margine, o distanță între capătul anevrismului și valva mitrală, astfel încât chirurgul, pentru că aceste anevrisme le putem trimite către chirurgie pentru rezecție, dacă chirurgul poate să intervină și să rezece aceste anevrisme. Este o operație importantă, mai ales că aceste anevrisme, în afară de faptul că afectează mușchiul în sine, pot afecta și structura adiacente, cum ar fi valva mitrală. În structura acestui anevrism se poate tracționa mușchiul pilier al valvei mitrale și atunci valva mitrală este afectată ca funcție și se complică și cu apariția insuficienței mitrale. Deci chirurgul practic primește un pacient mult mai complicat, care în afară de revascularizarea miocardică, trebuie să facă și o intervenție pe acest anevrism și o corecție a valvei mitrale. Domnule doctor, cum tratați un astfel de anevrism atunci când vine pacientul la dumneavoastră? Anevrismele de ventricul sunt post-infarct, așa intuitiv pentru publicul larg, ca să înțeleagă, seamănă foarte mult cu o anvelopă de automobil, de roată de mașină uzată, care la un moment dat face o gâlmă și stă să clape această gâlmă. Din păcate, nu putem înlocui roata cu totul, nu putem înlocui inima cu totul, decât în condiții particulare în cadrul operațiilor de transplant și atunci trebuie să peticim această zonă care se dilată și care compromite funcția inimii. Intervenția chirurgicală conceptual nu e foarte complicată, dar tehnic realizarea ei este pretențioasă. Peretele care s-a subțiat și s-a dilatat
formând așa un fel de pungă adiacentă inimii, care se umple cu sânge atunci când inima se contractă, anormal, se rezecă chirurgical, se extirpă și în locul ei se inseră un perete sintetic. Un perete sintetic dintr-o țesătură de plastic, un perete artificial. Am putea să-l denumim un petec. El face ca, în momentul în care inima se contractă, să nu se mai pierdă o cantitate de sânge în zona asta dilatată anevrismală, pentru că ea dispare, și întreaga cantitate de sânge pe care inima o expulzează să meargă în circulația sistemică prin aortă. Operația are un compromis conceptual, în sensul că în locul în care se extirpă anevrismul rămâne un perete inert, sintetic, care nu se contractă. Dar restul mușchiului se contractă și este suficient de regulă pentru a ține, pentru a permite funcționarea inimii și realizarea circulației. Ce spunea doamna doctor? Ce durată de viață are această, acest petic pe care dumneavoastră îl puneți? Petecul are o durată de viață foarte lungă, aș spune între ghilimele nelimitată, pentru că e sintetic, e un obiect inert. Ce durată de viață are inima, poate, pacientul în sine și așa mai departe? Da, pacientul are un prognostic bun după rezolvarea anevrismelor de ventricul stâng, mai ales dacă nu sunt de mari dimensiuni și mai ales dacă restul inimii, inima, să zicem, între ghilimele, normală, este de condiție bună. Nu este afectată și ea, la rândul ei, de alt infarct sau de boala cardiacă ischemică. În situația că ventriculul natural, restant, cel care este funcțional, este sănătos, atunci prognosticul pacienților este foarte bun. Nu aș vrea să încheiem această ediție, pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, fără a ne gândi puțin la ce ar trebui să avem în vedere pentru a preveni afecțiunile cardiovasculare, pentru că pot să extind puțin, nu doar să mă refer la infarctul miocardic. Sunt foarte multe boli cardiovasculare, există foarte mulți factori de risc, așa cum îi aminteam la începutul emisiunii. O să vă răspund la întrebarea asta. Termenul de boli cardiovasculare e generic. Toată emisiunea noi ne-am referit la o singură categorie de boli cardiovasculare, generată de cardiopatia ischemică, generată de o problemă legată de circulația sângelui prin vasele care hrănesc cu sânge inima. Bolile inimii nu sunt numai astea. Există multe altele care recunosc diverse categorii de cauze. De exemplu, există boli născute, cu care omul se naște, sunt boli congenitare. Există boli care au o origine, o cauză infecțioasă, după niște infecții, de exemplu bolile după endocardită infecțioasă sau după reumatism articular acut. Și există și aceste boli degenerative care sunt cel mai mult dezbătute și le-am dezbătut cel mai mult. Ei bine, profilaxia e diferită în funcție de ce boală avem de-a face. Iar această profilaxie generică, cu mâncatul slab, cu colesterolul controlat, cu controlul diabetului, cu absența fumatului, cu tipul de personalitate, se referă la această boală, la boala ischemică cardiacă generată, determinată de ateroscleroză. E foarte importantă această delimitare pe care ați realizat-o, pentru că așa înțelegem mai bine. Sigur, în timp ce celelalte boli recunosc alte mijloace de prevenție. De exemplu, bolile infecțioase ale valvelor, endocarditele și așa mai departe, au ca prevenție evitarea infecțiilor în organism, controlul dinților, controlul infecțiilor la prostată la bărbat, controlul infecțiilor genitale la femeie și așa mai departe. Bolile congenitale născute nu pot fi prevenite pentru că sunt înnăscute, dar pot fi depistate precoce prin controlul medical al copiilor, activ și calificat. Aici aș putea să fac o trimitere la, de exemplu, pacienții aceștia sportivi care mor subit pe terenul de fotbal sau în cursul unei activități fizice intense, în plină sănătate, la o vârstă tânără. De regulă au o boală cardiovasculară necunoscută, care poate fi congenitală și care să producă acest eveniment. Ca atare, aici avem de a face cu prevenția, să zicem așa, de tip secundar, cu recunoașterea din timp a unei asemenea entități, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să dincolo de faptul că trebuie să aibă un sistem, un regim de viață sănătos, trebuie să și controleze la doctor periodic pentru a depista din timp o eventuală condiție cardiacă potențial periculoasă. Doamna doctor, foarte pe scurt, mai avem 30 de secunde, o recomandare. Aș vrea să nu precupețească niciun efort în a-și face timp să măcar o dată pe an a se evalua din punct de vedere cardiologic
orice om, chiar dacă te simți sănătos, dar dacă știi că ai un factor de risc măcar în bilanțul tău de analize sau de viață. Nu ia mult timp, e posibil să ți se spună de către doctor că ești sănătos și să pleci fericit, dar așa ar fi bine să nu ne neglijăm și să încercăm să prevenim, să nu ne fie frică de doctor, să nu ne fie frică să discutăm cu el. Trebuie să vă mulțumesc. Cu siguranță nouă nu ne-a fost frică de dumneavoastră și nu numai că nu ne-a fost frică, dar ne-a făcut o reală plăcere. Și profit de ocazie pentru a vă invita și cu o altă ocazie la o altă ediție Un Doctor pentru Dumneavoastră. Și pentru că suntem pe finalul emisiunii, nu puteți pleca fără să primiți din partea noastră un cadou personalizat care să vă reamintească de emisiunea noastră. Mulțumim. Și eu mulțumesc partenerului Sanador, vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Mâine vă veți întâlni cu colegul meu Sorin Sârbov, iar tema pe care el o va aborda este tratamentul ligamentelor încrucișate și al monturilor. Până data viitoare, Irnenis Miricioiu vă mulțumește. Nu uitați, rămâneți alături de TVR Internațional și de programele televiziunii române. Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră a fost realizată cu sprijinul Hofigal, Sanador.